YouTube tocmai a introdus o chestie foarte tare care vă va permite să scăpați de claim sau strike. Da, se poate în acest moment. Hai să vedem exact, mai ales cei care folosiți melodii pe care ați luat claim sau strike sau nu știu eu ce. Hai să vedem exact dacă se poate face ceva astfel încât să nu mai pățim chestia asta. Vă prezint această unealtă și la final să-mi spuneți și voi ce părere aveți dacă ați primit vreodată claim pe videoclipurile voastre și dacă veți relua fiecare videoclip în parte cu această unealtă. După cum vedeți, ăsta este un videoclip pe care eu am luat un claim, e blocat parțial și așa mai departe. Și la fel veți primi și voi. Mi se spune exact unde am greșit. 1229, 13-02. Ce am de făcut pe acest videoclip? Am intrat pe videoclip la generare de bani și aici găsiți chestia asta. Selectează ceva de genul ăsta. Aveți detalii. Selectează o acțiune. Și aici ai o mulțime de chestii pe care poți să le faci, astfel încât să ieși din claim sau din strike. Haideți să vă arăt exact cum prezintă YouTube chestia asta și o vom primi și noi aici. Vom vedea exact ce avem de făcut fiecare. Eu n-am la până acum claim sau strike pe melodii, de aia nu, nu mi-apare aici, dar vă arăt exact, exact pe ceea ce au prezentat cei de la YouTube ca să înțelegeți mai bine. După cum vedeți, am revenit la acel ecran. Selectați acțiune. dați mai departe. Veți da click aici la Select Action. După care aveți o mulțime de lucruri. Cel mai important este Erase Song și Replace Song. Dacă Replace Song aveam și înainte, mai e Erase Song, foarte important la momentul ăsta. Iar YouTube va încerca în momentul în care voi primiți acest claim și apăsați pe Erase Song Se încearcă ștergerea doar a melodiei care are probleme Ați văzut, dacă intre segmente, 100% aveți acolo posibilitatea să, să blocați chestia asta Mi se pare foarte tare cum încearcă ei dar După ce ați bifat aici, bine, puteți să faceți și Mute All Sound Sau să fie blocat sunetul în zona respectivă sau să ștergeți melodia pe care ați primit-o ca și claim sau puteți să opriți zona aia cu sunetul respectiv astfel încât să scoateți claim-ul. Da, mi se pare foarte tare soluția asta. Vom vedea dacă funcționează pentru că e generată de AI și ca de obicei AI-ul mai are și scăpări, dar îi încurajez pe cei de la YouTube să mă facă chestii de astea astfel încât să nu trebuiască să dăm jos un videoclip care deja a prins foarte multe vizualizări ci pur și simplu să scăpăm de acest claim cu erase Song, noua chestie pe care au introdus-o cei de la, de la YouTube Din nou vă întreb, voi ce părere aveți despre chestia asta? Ați primit până acum claim pe videoclipurile voastre știind că urmează acest, această unealtă veți, reface? Și veți revedea fiecare dintre videoclipurile voastre astfel încât să scoateți acest claim, având în vedere că, de fapt, claimul ei spun că nu afectează foarte mult din richul, să zic așa, al videoclipului. Cu toate că am observat că totuși nu e chiar așa, și de multe ori se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Sau strike și așa mai departe că aici, e de fapt, cel mai periculos lucru, să înlăturăm strike-ul. Deci vă rog să-mi spuneți, voi ce faceți cu această unată.